Spațiile verzi aflate în grija angajaților de la domeniul public al primăriei Suceava au fost nominalizate la neîngrijite de către unii administratori de asociații de proprietari. Un caz semnalat direct a fost cel al mizeriei din stația de autobuz din fața gării Burdujeni. Un alt semnal de alarmă a fost tras în privința spațiului verde neîngrijit dintre blocuri. Nemulțumirile sau solicitările administratorilor de asociații de proprietari au fost preluate de viceprimarul municipiului Suceava, Ovidiu Doroftei, iar unora le-a și oferit răspunsuri. Pentru stația de autobuz din gara Burdujeni, care are acolo o platformă, cât de cât a patrimoniului, așa și veșnic sunt foarte multe mizerii gunoaie. Am zis ca și imagine, în momentul în care cineva coboară dintr-un tren și vine în stația respectivă, se că își face cruce. Deci luni mi s-a promis că găsesc curățenie. Luni îmi pare rău că n-am pozat să vă aduc azi poza aceea la tot. Ce este acolo în stația CFR? Este o gaură de pe puțin vreo 10 ani acolo în trotuarul respectiv, la care nu mai zic câți au intrat cu roata acolo în gaură. Vă mă care e problema cu gaură? Nu știu, acum este respectiva calorizare. Cât e a termice, cât e a cetul, Domnul Curelaru, la Pilastrade, la Tăriatul, la Mărmanii, la Crenci, este o rând. Domeniul public și privat al municipiului Suceava, cu excepția parcurilor clasificate ca atare, unde direcția domeniului public, prin sectorul spațiilor, merge și face ordine și curățenie, tot ceea ce înseamnă spații dintre blocuri, în colaborare cu dumneavoastră, face operatorul de salubritate, curățenie și dezăpezire.